Naș. Nașii asistă pe cel care trece de la o stare socială la alta. Asistă pe copil la botez și pe tinerii care se căsătoresc la nuntă. Ei inițiază, în sensul riturilor de trecere, pe cei care efectuează trecerea într-o nouă stare, rol sau funcție care se regăsește la toate popoarele europene. Dar în comunitățile tradiționale românești, nășia nu este o funcție ocazională, ci are caracter de durată, stabilindu-se prin intermediul ei cel de-al treilea mod de înrudire. Deoarece persoanele care asistă la cununia a doi tineri asigură și asistența la botezul tuturor copiilor cuplului nășit. În cazul că nașul care a asistat tânăra pereche la cununie moare, sarcina revine în continuare fiului cel mai mare al acestuia, iar dacă și acesta lipsește, rolul este preluat pe rând de ceilalți fii ai celui care a stabilit inițial această relație de rudenie. Nașii sunt cei sub al căror inițiere și tutelă se va înfiripa și se va fortifica noua familie. Uneori, relațiile dintre nași și fiini sunt chiar mai strânse și mai viguroase decât cele pe care tinerii le au cu rudele lor. Nașii, asumându-și rolul dificil al patronajului spiritual și moral, au rol important la gătitul miresei și mirelui, la bărbieritul ritual, la schimbarea portului fetesc cu acela nevestesc, la jocul miresei și la pornitul cinstelor, adică în momentele cheie ale ceremonialului de trecere. Bătrânii din zona Olteniei susțin că nașul este considerat ca un fel de al doilea părinte al copilului, iar blestemul nașului este considerat a fi mai tare ca blestemul părinților, iar când unei femei îi tot mor copiii, se spune că este bine să schimbe nașul sau nănașa. Dacă nașii unei tinere perechi nu sunt ei însăși cununați la biserică, proaspetei familiei nu-i va merge bine în gospodărie.